produs al Centrului de Copii și Junior de la Panduri, Ionuț Rada este gata să debuteze în Liga 1. Deși a mai jucat în Cupa României pentru Pandurii, tânărul fundaș nu a jucat încă oficial în campionat, iar acum se simte pregătit să facă acest pas. Totuși, Rada recunoaște că va fi greu ca antrenorul Grigoraș să se bazeze pe el din prima etapă, dar speră ca măcar în acest retur să poată juca pentru a ajuta echipa să se salveze de la retrogradare. Da, normal că mă simt pregătit și am mai avut meciuri în cupă și nu e cine știe ce e greu, dificil, dar eu încă, deja am trecut peste perioada de acomodare cu colegii, suntem de mult timp cei tineri la echipă veniți și ne simțim din ce în ce mai bine și acum ne așteptăm șansa. Pentru tânărul fundaș central ar fi mai comod să joace cu Chiricheș, care este mai experimentat, deși crede că s-ar descurca și cu Tătaru, cu care se cunoaște bine de la juniori. E un pic mai ușor, normal, fiind un jucător care are multe meciuri în Liga 1, are experiență, cu toate că are o vârstă și el foarte fragil, dar e un jucător foarte matur în teren. E mai ușor și cu Tătaru mă înțeleg bine, că am jucat la junior și nu e o problemă, dar e un pic mai ușor. Rada nu consideră un handicap faptul că echipa joacă acum la Severin, unde Pandurii au deja suporteri și unde se poate juca pe un teren impecabil. Bănuiesc că nu e o mare diferență. De ce? Nu e cine știe ce distanță de Târgu Jiu, de... Sunt și oameni în oraș acolo care susțin echipa și... De ce să fie? Nu e dificil. E o suprață de joc mai bună. Faptul că Pandurii Târgu Jiu se află pe locul 3 în topul celor mai tinere echipe din Liga 1 îl încurajează pe Rada și nu numai.